Vizita ministrului Daniel Constantin a avut loc în cadrul proiectului Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul conferinței a fost acela de a asigura un cadru de dezbatere și dialog social între reprezentanții administrației publice locale și partenerii sociali pe teme ce privesc dezvoltarea durabilă a județului. Daniel Constantin a mai amintit și problemele cauzate de secetă în agricultură și lipsa instalațiilor de irigație. Există încă un potențial nepus în valoare, din contra, spune o zonă care s-a degradat în ultimii ani și în județul dumneavoastră, și anume sistemul de irigație. Nu numai în județul nostru, la nivel național. Dar am constatat că din 33.000 de hectare de teren arabil, care erau irigate înainte de 1989, în anul 2012 se irigă numai 300 de hectare. Acest lucru sigur că este trist, este regretabil și toate aceste lucruri au un impact direct în ceea ce înseamnă producția, în ceea ce înseamnă competitivitatea agriculturii românești și în ceea ce înseamnă până la urmă ce ne interesează pe noi toți, produsul, prețul final, prețul pe care îl plătim pe raft. Dacă nu reușim să refacem, nu numai în județul dumneavoastră, ci la nivel național, sistemul de irigații, avem o mare problemă de dezvoltare a agriculturii românești. De asemenea, Daniel Constantin consideră că sectorul agricol ar trebui să fie o prioritate națională. Am reușit să îi conving pe colegii mei de alianță, pe domnul Ponta și pe domnul Antonescu, că agricultura ar trebui să stea în centru oricărui program de guvernare. Și am reușit ca în programul nostru de guvernare să punem agricultura ca și prioritate alături de energie. Aș vrea și am speranța că acest lucru se va reflecta și în buget, nu numai în faza de discuții, în faza de vorbe, se va reflecta și într-un buget corespunzător pe care ar trebui să-l aibă agricultura în anul 2013 și în perspectivă.